A plouat cu jucării de pluș și la Ploiești, fanii Petrolului de la basket au adus jucării pentru copiii ucraineni. Momentul s-a petrecut la derbiul de la basket, Petrolul Dinamo. Toate jucăriile vor ajunge la copiii care au fugit de războiul din Ucraina. Ai adus și tu o jucărie? Nu am adus, că jucăriile sunt la media și la mine, dar aici nu am, dar cu siguranță o să pot aduce în viitor. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut că ne putem gândi și la alte persoane, nu numai la noi. Dinamo a câștigat la basket după ce Petrolul a ratat coșul egalării la ultima fază. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.